deși de ziua ei a fost destul de tristă pentru că este primul an când vrea să-și o serbeze și soțul ei este departe de casă timp de o lună de zile, Ileana Sterp a avut parte de căldura familiei în care a crescut, toți cei dragi strângându-se la ea acasă pentru a o sărbători. Mai mult decât atât, și soacra a fost prezentă la ziua ei de naștere aducându-i un imens buchet de flori. Însă, de departe, Geta și Sebi au fost cei care i-au făcut cea mai mare bucurie Ilenei pentru a-i mai trece supărarea că Dani nu se află lângă ea. Probabil știți că mie nu-mi place să-mi sărbătoresc ziua de naștere. În schimb, îmi place super mult să cumpăr cadouri pentru alte persoane, să particip la zile onomastice, dar eu, parcă nu-s pentru asta. Anul acesta, ca niciodată, i-am spus soțului, eu vreau să-mi țin ziua, iar el a fost dezamăgit spunându-mi că nu o să fie prezent, dar mă încurajează să mi-o țin cu restul familiei. Toată familia a mers acasă la Ileana cu mic cu mare în frunte cu Geta, Sebi, Iancu făcându-i surprize cu adevărat dorite de Ileana. Pe lângă buchete imense de flori, tort și alte mici surprize, fiica cea mare a mamei Geta a mai primit un cadou de valoare din partea familiei. Când a deschis cutia, pentru moment a uitat că Dani nu este alături de ea și s-a bucurat pe deplin, mai ales că își dorea din suflet un aparat foto profesional, însă nu se aștepta să primească și o dronă. Să-l urmărești pe Dani când pleacă de acasă cu mașina, a fost replica lui Sebi. Toate aceste cadouri au însumat peste 150 de milioane de lei, însă fericirea de pe chipul Ilenei a fost neprețuită. Și mama Geta s-a pregătit cum se cuvine pentru fiica ei, dându-i un plic cu bani, scrie Canal D.